Ce părere ai despre hype-ul acesta nebun cu hidroelectrica? Uită faptul că leadership-ul este compus din lipitori de afișe și amante de parlamentari. Păi eu, sincer, nu sunt foarte entuziasmat. Adică cred că este un entuziasm din cauza faptului odată că este o companie românească și așa mai departe, dar mie nu mi se pare, dacă este să compari cu o companie din Europa, de exemplu, nu văd de ce aș risca să investesc într-o companie care la bază are conducere destul de coruptă. Orice companie care are statul ca și acționar majoritar este, în opinia mea, o companie riscantă în momentul în care vorbim despre statul român. Pentru că acolo sunt mai multe interese și știu că de multe ori mă gândeam, eram, băi, cum o chestie poate fi neprofitabilă, chestie de stat? Pentru că sunt o grămadă de contracte păguboase. Nu este cazul hidroelectrica, dar ca idee nu am înțeles așa de mult hype-ul. Se comportă toată lumea de parcă este oportunitatea vieții acum. Este ca un oricare alt IPO, nu văd de ce este atât de entuziasmată lumea.